Salutare! Am găsit un text de la Sfântul Ioan Gură de Aur despre faptul că nu este de ajuns doar să auzim, ci trebuie să și facem. Iar următoarele sfaturi ale Sfântului Ioan Gură de Aur definesc comportamentul adecvat al unui om creștin ortodox. Fie el femeie, fie bărbat, fie el sărac, fie bogat, fie el șef sau într-o funcție importantă, fie un simplu angajat sau chiar șomer nu este de ajuns să auzim, trebuie să și facem. Ba încă ne atragem o pedeapsă mai mare când noi, măcar că de-a de auzim sfătuirile, dar nu facem ce se zice. Lumina nu luminează sieși, ci celor ce sunt în întuneric. Și tu ești lumină nu ca să te bucuri singur de lumină, ci ca să aduci la lumină pe cel rătăcit. Ce folos de lumină, dacă nu luminează celui ce stă în întuneric. Ce folos de la creștin dacă nu câștigă pe nimeni și nu-l aduce la virtute? La fel este și cu sarea. Ea nu se conservă doar pe ea singură, ci păstrează și bucatele care se strică și nu le lasă să butrezească și să piară. Tot așa și tu, pentru că te-a făcut Dumnezeu sare duhovnicească, păstrează, sărează mădularele care se strică, adică pe frații tăi cei trândavi și nepăsători. Scapă-i de trândăvie cade de puroi și unește-i cu celălalt trup sănătos al bisericii. De aceea te-a numit și aluat, că și aluatul nu se plămădește pe el însuși ci bucățica cea mică și neînsemnată dospește frământătura cea mare și multă. Tot așa și voi. Sunteți puțini la număr, dar mulți prin credința și râvna voastră de Dumnezeu. După cum aluatul nu-i fără putere din prigina puținătății, ci biruie datorită căldurii din el și a puterii însușirii lui, tot așa și voi, dacă voiți, puteți face pe mulți să aibă aceeași râvnă ca și voi. Câți părinți nu sunt aici și nu iau alături pe fiilor? Le era, oare, greu să-i aduc aici pe copiii lor? Nu. Deci, este lămurit ca aceia nu vin la biserică nu doar din via lor, ci și din nepăsarea voastră. Dacă nu v-ați trezit încă, treziți-vă acum! Să vină fiecare la biserică aducând câte un membru din familia lui. Tatăl să vină cu fiul lui, fiul cu tatăl, soții cu soțiile, soțiile cu soții, stăpânul cu sluga, fratele cu fratele, prietenul cu prietenul să se îndemne unii pe alții și să pornească împreună spre adunarea de aici. Dar, mai bine spus, chemăm la această comoară obștească de bunătăți nu numai pe prieteni, ci și pe dușmani. Dușmanul va pune în mod sigur capăturii când va vedea că îi porți de grijă. Grăiește-i așa. Nu ți este rușine de iudei? Nu roșești când îi vezi cu câtă grijă păzesc sâmbăta, că de cu seara încetează orice lucru? Vinerea, când văd că soarele înclină spre apus, nu mai încheie afaceri, închid prăvăliile, iar de a cumpărat cineva de la ei ziua un lucru și vine pe seară să-l plătească, nu vor să primească banii. Dar pentru ce vorbesc eu de prețul mărfurilor vândute și de încheierea de afaceri? De ar fi vorba să câștige o comoară, preferă să piardă câștigul decât să calce legea. Iudeii păzesc legea cu atâta sfințenie, iar aceasta când a trecut vremea legii. Și o păzesc fără să aibă vreun folos. Ba, din potrivă, îi și vatămă. Iar tu, care ești mai presus de umbră, care ai fost învrednicit să vezi soarele dreptății, care trebuie să duci vețuirea cea cerească, căruia ți s-a încredințat adevărul, tu nu arăți nici atâta râvnă cât ei, care stăruie încă în răutate ești chemat aici pentru puțin timp și nu vrei să-l cheltuiești nici pe acesta cu ascultarea dumnezeieștilor cuvinte? Te întreb, ce iertare mai poți avea? Ce cuvânt de apărare, binecuvântat și drept, poți spune? Nu poate. Nu poate avea iertare un om atât de nepăsător și trândav. Chiar de-ar spune că-i prins de mii și mii de griji lumești.